concluzie. Toată viața mea mi-am dorit să fiu și eu Miss. Iată că am și o șansă să lupt și să concurez pentru concursul de Miss. Bună seara, doamnelor și domnilor! Și bine ați venit la concursul pentru Miss Sperma, un nou început 2019! La cine puteam aștepta la un concurs de Miss decât ca băieții să fie în jur? Păi avem un singur prezentator și se pare că are și calități, Silviu, iar restul toți băieți în juriu. Acum să vedem ce afinități are fiecare, pentru cine, cum... Silviu se descurcă de minune ca prezentator, ba chiar zici că asta face, nu că este fotomodel. Prima concurentă din această seară. Ia. Miss România 2016, Ioana Filimon! Ce-a făcut Ioana Filimon în fermă? Ioana, te rog să stai puțin lângă mine. Ia. Ioana este duelista supremă, recordul pentru cele mai multe dueluri câștigate, de 5 ori servitoare. Wow! Și niciodată fermier șef. O să fiu foarte mândră și onorată să concurez alături de Miss România. Ioana, te rog, spune-ne câteva cuvinte despre tine. Bună seara! Îmi pare foarte, foarte bine că sunt aici lângă voi toți. Mamă! Ce pot să vă spun despre mine? Este că sunt o persoană foarte timidă. Dar dacă ajungeți să mă cunoașteți, o să vă arăt toate secretele mele. Păi, tu dai seama, fiind toate frumoase, că de fapt toate femeile din casa noastră sunt frumoase, avem numai bunăciuni. Tu dai seama ce orgolii s-au prins în fermă. Mamă! Și am și un ciocan. Wow. Ce bine ții de ciocan, Ioana. Băieții ăștia nu știu cum punctează, dar eu vreau să văd punctele, că vreau să mi le notez, să nu mă tragă nimeni în piept. Peste 500 de milioane de vizualizări pe internet. Wow. Locul 1 pe radio cu piesa Bilionera peste 30 de țări. Propusă de 3 ori servitoare de către Moroșan, un aplauzele dumneavoastră, Otilia! Cu bucătăria moldovenească până acum. Este o fostă bandită care a tremurat de frig și a dorit să plece din fermă de două ori, dar visul nu i s-a îndeplinit. Wow! Otilia! Wow! Am stat pe vârfuri. Ca să par mai înaltă. Este puțin răcită, vreau să știți asta, probabil de-aia mai ține maieul pe ea. E foarte strânsă competiția și o văd dornică și dispusă să facă orice pe Otilia. Este singura campioană de MMA a României, deținătoarea centurii RXF. Eu am venit să mă impun, să fiu rea și mă bucur că am reușit să-mi aleg așa un personaj cum am vrut eu, adică m-am ales pe mine varianta pe care vreau să o arăt, de fapt. Ioana! Am folosit geaca lui Camara într-una dintre ținute și sper să-mi dea măcar un punct în plus. Camara, sper că m-auzi. Ce ai făcut, Camara? Diana... Diana este prima și singura femeie fermier șef răsplătită cu 10 monede. Avea o atitudine dură, cum îi place ei să fie. Și m-am uimit că a intrat cu un cuțit în mână. A zis, pe cine vrea să taie? Următoarea concurentă are 20 de reclame internaționale. Wow. Are la activ 3 semi-maratoane montane. Este... O simpatizez și o respect în continuare pe Shakira. Și nu există zi să nu-i dau un pupic pe obraz. Otniela! Și Shakira! La proba Chijul am ales un costum negru pe care îl purta Bilionera și era la spălat. Despre Orniela ar trebui să știți că a avut o experiență negativă la fermă, a pus mâna în rahat și nu era turcesc și se pare că din acest motiv nu a fost propusă ca servitoare. Fostă prezentatoare TV, dar încă cochetează cu televiziunea, de asta este în show-ul ăsta. Am mai participat la un concurs de Miss, Miss Fotomodel. Nu știu ce a fost în capul meu, imediat după ce am născut, da. Nu contează cine să câștige. Am venit aici pentru petrecere! Mulțumesc!
este femeia care îi place să se joace cu focul. Și cu țigari. Femeia cu chibrite, se numește Brigitte. Este un afacerist de succes în România, proprietar a 3 case, fostă soția lui Ilie Năstase. 4 case! 4 case! Când a apărut, am fost așa, blocat un pic, cu atitudinea ei și umersul ei, bineînțeles. Cine putea să fie alta? Doar Brigitte. Îndrăgostită în mod fulgerător de Florin Pastramă, membru al juriului, te rog, Florine, să votez corect. Nu, e nimic corect. Fostă bandită. Am participat la mai multe concursuri de Miss pe care le-am și câștigat, dar în urmă cu 22-23 de ani, îți dai seama. Brigitte. Oricum, nu sunt persoana care sunt afară, clar. Adică, în momentul în care am intrat în fermă, mi-am scos extensiile, mi-am scos genele, mi-am scos lentilele, pentru că eu port de obicei lentile gri. În acest moment, cred că membrii juriului ar vrea să vă adreseze fiecarea câte o întrebare. Este o probă a concursului. Cine începe cu întrebările, Fanny? Florin Pastramă, bineînțeles. Dacă nu el, atunci cine? Florin Pastramă! Întrebare pentru cine, domnule Pastramă? Pentru Shakira. La ce vârstă te-ai salutat prima oară și de ce? Cred că la 16 ani, și da. Și de ce? M-am îndrăgostit așa, pentru că mi-au atins buzele, de ce? Diana, cum poți salva toate balenele de la NEC? Balenele nu se neacă. Bun. Bravo, Berlin! Bun, corect. Pentru domnișoara Brigitte, câte ți ia o broască? Câte vorbesc cu doctorul să-i pună. Corect. Bravo, Brigitte! Care este cel mai rușinos lucru pe care l-ai făcut în viață? Am avut odată un concert în Oradea și mă trecea așa treaba mică, așa că mi-a văzut acolo o floare mare. Și ai făcut ca DJ-ul la Ricicot. Și am făcut tătișul în floarea primarului și de fiecare dată când cineva face ceva rușinos, eu spun, e, nu-i ca și cum te-ai p***a în floarea primarului. Wow, ce răspuns! Îți mulțumim pentru sinceritate! Otilia Milionera! Bravo, Billy! Și a aflat, domnul primar? Nu știu, dar v-a aflat acum! Domnule primar de la Oradea, acum vă rog să mă iertați, știți ce am făcut, am recunoscut. Ioana, ai făcut vreodată dragoste în public și dacă da, unde? Am făcut peste tot. Adică la mine public nu e nimic public. Normal, la concursurile de Miss avem și proba costumului de baie. Bravo! Ce apariție! Mamă! Ioana! Femeia trebuie să aibă talent, frate, și în momentul când... Bravo! Se prezintă într-un fel, știe să meargă, știe să zâmbească, știe să-și manifeste, să se manifeste într-un fel. Asta înseamnă talent. Nu-mi plac copacii. Mâinile pe masă, băieți. Și eu sunt, dacă sunt pe masă. Cred că proba asta a fost o oară așteptată cu zâmbetul pe buze. Otilia Bilionera! Bravo! Wow! Bilionera cu... Am avut doar sus costumul de baie, iar jos mi-am luat ștrambi. N-am vrut să apar chiar în fundul gol, în fața juriului. Am vrut așa să las o urmă de mister. Ajutor, Doamne! Princess Warrior, Diana Pelpiță! Că e prima dată când o văd pe Diana atât de sexy, atât de dezbrăcată, ca să zic. O vede fiecare noapte în camera fermierului, dar tot timpul se îmbracă. Mai trebuie să învețe și de la mine, să mai dea și jos din haine. Băi, nu mă așteptam, a fost un șoc pentru mine să o văd pe Belbiță în lejirea intimă a Ioanei, când a văzut, nu chiar intimă, că sunt un fel de pijamale alea, știi? Oniela! Ia. Haide să o vedem pe Oniela, definind în fața membrilor juriului. Oniela și mărul de aur. L-am prins. Ce ai făcut? Că n-am înțeles. Ce? L-a scăpat. Mărul de aur, mă. Își face un gruș cu Pastrava acolo. Mărul de aur e pentru prezentator. Vă mulțumesc. Fă-ți frumos și merele de aur. Janina Ilie! În proba sexy pentru Miss Perma 2019. Miau! Da, am avut așa o atitudine mai de bad girl. Bomboana de pe colivă. În aplauzele dumneavoastră, concurenți și concurente, Brigitte! Așa, cum flor, adică ca mine nu-i nimeni.
Era Brigitte. Știe meserie, știe să facă, să facă plăcută. Pastramă a rămas fără cuvinte de data asta, nu mai vede. Pentru prima oară, toți am dat notele pe bune. Pe femeia care ni s-a părut cea mai carismatică, cea mai simpatică, cea mai inteligentă, cea care transmitea cu adevărat ceva. Bă, mi-a plăcut chestia asta. Primul premiu de consolare merge către... către Odniela! Bine! Mai! Un morcov pentru Odniela. Trebuie să-ți fie de folos acest morcov. E foarte supărăcioasă, nu înțeleg de ce. Eu v-am zis că ea nu știe de glumă și dacă îi spui ceva, o ia personal. Adică ea a luat foarte personal la acest concurs. Următorul premiu de consolare pentru Miss Sperma 2019, în aplauzele tuturor, merge către... Brigitte! Toată lumea mai îmbătrânește, nu? A trecut vremea ta și ce mai trist la femei, vremea trece foarte repede, fără să fiu răutăcios. Mai avem un premiu de consolare și... cu părere de rău voi spune, voi rosti acest nume. Nu vreau să-mi atrag animozități. Și nu vreau să-mi iau bătaie pentru că e vorba de Diana Belviță. Bravo! Pe cine bat primul? E finalistă, e finalistă. Bă, dar e îndoit, ce e asta? Nu știu cine a făcut premiile, dar totuși un morcov, adică pe bune. Câștigătoarea Miss Sperma, un nou început, 2019, este... pam, pam! Otilia Bilionelă! Da, se pare că și Bilionera poate câștiga un concurs de Miss. Nu m-am gândit niciodată la asta. Poate îmi vin așa niște idei să mai particip și la altele, ar fi culme. Ioana, să nu-ți pară rău! După 10 săptămâni din Miss România am ajuns pe locul 2 la Miss Fermă. E clar că unghiile astea își spun cuvântul. Tu mă vezi mai frumoasă decât exact, exact, doamne, tu te ești mai frumoasă! Nu pot să cred! Nu vreau! Că sunt centrul lumii eu și mă alinț, mă alinț, mă alinț cu vorbe dulci. A câștigat Bilionera. A fost foarte haioasă, foarte pozitivă, foarte glumeață. A și râs, a și glumit în același timp și normal, a și câștigat. Se pare că Otilia a luat locul Misei, pe care o aveam deja în casă. Uite cum se întoarce roata. Parcă acum o săptămână, două a bătut-o la duel Miss România pe Otilia, iar acum Otilia a bătut-o la un concurs de Miss pe Miss România. Otilia îmi pare foarte rău, dar nu ai carismă deloc. N-ai, chiar nu ai, îmi pare rău. Da, așa e cu Dumnezeu, Dumnezeu înainte. Ai alte calități mult mai bune în viață, știi? Like. Cum adică? Mulțumim. Tu ai avut o atitudine să moară Gibila în ce atitudine ai avut tu. Mama, ai fost bună rău ca atitudine. Cred că am luat și eu anumite lucruri personal și poate că nu au avut neapărat intenția de a mă răni. S-au adunat mai multe lucruri și am simțit nevoia să mă descarc. Am simțit nevoia să fiu singură și am simțit să plâng. Ceva te-a supărat. Ceva și cineva te-a supărat. De ce? Așa simt. Știi că nu știi să minți, nu? Știi asta, nu? Am simțit nevoia să fiu singură și să plâng. A încercat Camara să mă consoleze la un moment dat, dar nu am simțit nevoia să-i împărtășesc lui ce simt în momentul ăla și, de fapt, de unde vine supărarea mea. Vreau să stau singură, să-i duci vreau atât. Bine, te las. Dacă vrei să stai singur. Am crezut că vrei să fiu aici lângă tine, dar plec. Dacă sunt nepoftit. Nu la personal, că asta simt acum.